cu lapte, cu stafide, cu alune, albă, neagră sau în orice altă combinație posibilă, ciocolata reprezintă una dintre cele mai dulci plăceri ale epocii moderne. În fiecare an, producătorii de ciocolată inventează noi și noi arome într-o varietate de modele de prezentare. Iată 10 lucruri de știut despre ciocolată. Prima atestare istorică a ciocolatei datează cu aproximativ 1500 de ani în urmă, în pădurea tropicală a Americii Centrale, acolo unde ploile tropicale se combină cu temperaturile înalte de pe parcursul anului și umiditatea, oferind climatul ideal pentru cultivarea arborelui din care se obține ciocolata, arborele de cacao. Civilizația Maya recolta, fermenta, prăjea și măcina semințele de cacao pentru a le transforma într-o pastă. Această pastă era amestecată ulterior cu apă, ardei iute și făină de porumb pentru a crea o băutură spumoasă și condimentată de ciocolată. Ca și maiașii, astecii consumau băutura de ciocolată tot amară, condimentată cu arome, adăugând însă și aciete, semințele copacului de anato, ceea ce a determinat ca textura să devină roșie sângerie. În Imperiul Maya, ciocolata era o răsplată pentru fiecare cetățean, indiferent ce statut avea acesta în societate. Dar cei bogați beau ciocolata din vesele special decorate de artizani. Aceste artefacte sunt martorele prezenței ciocolatei în viața de zi cu zi a maiașilor. Unele descriu regi, zei și chiar animale bând ciocolată. Cuplurile maiașe beau ciocolata ca parte a logotneilor și a ceremoniei nunții. Aztecii au numit această băutură xocolată. Conquistadorii spanioli, găsind această denumire aproape imposibil de pronunțat, au transformat-o în șocola, ca mai apoi englezii să o schimbe la rândul lor în ciocolit. Potrivit unei legende, zeul Quetzalcoatl a adus cacao cerească pe pământ. Aztecii considerau ciocolata ca fiind un afrodiziac și împăratul lor, Montezuma, era renumit pentru faptul că o bea de 50 de ori pe zi dintr-o cupă de aur. El afirma despre xocolatul: băutură divină care dă rezistență și luptă împotriva oboselii. O cupă din această băutură prețioasă permite unui om să meargă o zi întreagă fără să mănânce. Spaniolii au fost cei care au modificat compoziția băuturii de ciocolată prin adăugarea de zahăr și scorțișoară, cu scopul de a scăpa de gustul puternic amar. În timpul secolului al XVI-lea, Biserica Catolică Spaniolă a început consumul de ciocolată drept energizant, aceasta devenind astfel cunoscută ca o băutură clericală de post. Însă, după dezbateri îndelungate, biserica a permis oamenilor să bea ciocolata ca substitut nutrițional la mâncare în timpul perioadelor de post. Potrivit unei legende, un grup de pirați englezi au introdus băutura în Anglia după ce au confiscat ciocolata de pe o navă spaniolă. O altă poveste spune că negustorii italieni au aflat secretul ciocolatei în timpul unei călătorii în Spania. Englezii au fost mai democratici în ceea ce privește ciocolata și oricine avea bani o putea cumpăra. În 1657 s-a deschis primul magazin de ciocolată la Londra. Ciocolata a ajuns în Franța ca parte a dotei prințesei spaniole, Maria Teresa, la căsătoria sa cu regele. Astfel, ciocolata era ridicată la stadiul de simbol, rezervat prin decret regal
doar pentru membrii aristocrației franceze. Potrivit unei legende, la ciocolată avea acces doar regina Ana de Austria, soția lui Louis al XIII-lea, care se declară ca fiind dependentă de ciocolată. În anul 1828, în încercarea de a obține un praf de ciocolată mai fin din boabele de cacao, C.J. Van Houten din Olanda a reușit să izoleze pentru prima dată untul cremos al acestora. Considerat o vreme drept o curiozitate, untul a fost amestecat în 1847 cu un lichior de ciocolată de către firma engleză Fry & Sons, rezultatul fiind prima ciocolată solidă cu un gust dulce și o culoare foarte închisă. În 1875, Daniel Peter și Henry Nestle s-au asociat pentru a introduce laptele în ciocolată. Popularitatea bomboanelor de ciocolată a explodat pur și simplu după primul război mondial, când ciocolata a fost inclusă drept rație fiecărui soldat înrolat. Până în 1930 existau deja 40.000 de diferite sortimente de ciocolată.